Proiectul denumit Amica a fost implementat în 2009 în 10 țări europene. Reprezentanții acestora, atât elevi cât și cadre didactice, au vizitat de-a lungul timpului aproape fiecare țară în parte. La final de proiect a venit rândul vasluienilor să fie gazde. Acest proiect este important nu doar pentru mine, ci pentru noi toți cei de aici, pentru că astfel avem posibilitatea de a schimba informații despre fiecare cultură în parte, astfel că oamenii află ce facem, în ce credem, iar elevii au posibilitatea de a se implica în viața și cultura celorlalți, dezvoltându-și astfel cultura generală. We will share our cultural experience and each country introduce their own. Vom împărtăși tradiții și obiceiuri din fiecare țară și acest proiect este important pentru noi pentru că astfel ne cunoaștem între noi și aflăm informații despre tradițiile și obiceiurile fiecăruia, astfel că pentru mine este o mare bucurie să fiu implicată în acest proiect. Invitații au aflat astfel detalii importante despre mărțișoare și tradiția care se păstrează în acest sens de ani de zile, dar și despre sărbătorile care se apropie. Prin acest proiect ne dorim să realizăm un schimb de experiență legată de interculturalitate și cu accent pe tradiții. Este vorba pentru noi în această perioadă, este vorba de tradițiile specifice primăverii, adică zilele lunii martie și sărbătoarea pascală. În proiect au fost implicați mai mult de 20 de copii și mai mulți dascăli. După 3 ani de activități și vizite peste hotare, Amica a ajuns aproape de final.